Elon Musk, fondatorul Tesla și șeful Twitter, petrece acest weekend în România. Cel mai bogat om din lume împreună cu mai mulți miliardari, dar și vedete de la Hollywood, au închiriat castelul Brand pentru o petrecere privată. O parte din invitații au ajuns deja în țara noastră și au fost surprinși în timp ce despachetau la vilele de lux unde au fost cazați. Și Elon Musk ar fi aterizat în România și pare deja că s-a bucurat de bucatele tradiționale, căci pe contul lui de Twitter a apărut un mesaj în care lăuda pâinea proaspătă și prăjiturelele. La petrecerea privată de Halloween organizată de Musk la Castelul Bran au fost invitați Angelina Jolie, cofondatorul Google Larry Page, fondatorul PayPal Peter Thiel, fondatorul Google Sergey Brin și alți magnați prieteni cu miliardarul, dar și români care sunt prieteni cu invitații lui Musk. Paparazzi au surprins imagini cu celebritățile care așteptau să fie transferate cu elicopterul la Castelul Bran. Exclusiv pentru ele ar fi fost rezervate toate locațiile de lux din zona turistică. De asemenea, la eveniment ar participa și o trupă de majorete din Târgoviște, care este vicecampioană europeană. Prima oprire a lui Elon Musk și invitaților săi a fost la o stână din Poiana Brașov, unde oaspeții de seamă au fost primiți cu pâine și sare. A urmat o petrecere cu foc de tabără și dansuri românești, în interiorul localului și în curtea din spate, departe de privirile curioșilor. În timp ce se bucura de party, Elon Musk a făcut public, pe Twitter, un mesaj în care mărturisea că pâinea caldă și dulciurile sunt una dintre cele mai mari bucurii ale vieții. Poate fi un semn că ospitalitatea românilor și țara noastră l-au cucerit, mai ales datorită mâncărurilor tradiționale. Elon Musk, șeful Tesla și SpaceX, a preluat controlul Twitter după ce a încheiat achiziția rețelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari. Cel mai bogat om din lume i-a concediat imediat pe șeful Paragabrual și alți doi directori, directorul financiar Ned Segal și directorul juridic Vi Agat, potrivit unor surse anonime de la Washington. Elon Musk a avut timp până vineri să finalizeze achiziția rețelei de socializare, în caz contrar, un proces ar fi avut loc în noiembrie. Operațiunea a durat de la anunțul la sfârșitul lunii aprilie a unei oferte de achiziție de 44 de miliarde de dolari. Antreprenorul a căutat să iasă din ea în mod unilateral la începutul lunii iulie, acuzând compania că l-a mințit, însă Consiliul de Administrație al companiei a luat măsuri legale. La începutul lunii, cu câteva zile înainte de deschiderea unui proces pe care Twitter părea pe cale să-l câștige, Elon Musk s-a oferit în cele din urmă să închidă tranzacția la prețul convenit inițial.